Dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciului, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera și articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanță de urgență a Guvernului României, numărul 57/2019, privind codul administrativ, dispune. Articolul 1. Se convoacă Consiliul Local Buciu în ședință publică ordinară în data de 28 noiembrie 2019, orele 13 la sediul primăriei Comunei Buciu. Proiectul ordinei de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 anul 2019, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de serviciu a serviciului public de salubrizare al OAT Buciu, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcție și a organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Buciu numărul 4 din 17.01.2019 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază și altor drepturi pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Președinte, domnul... Da, mulțumim pentru încrederea acordată și o să supunem la vot procesul verbal realizat la ședința trecută. Cine este pentru, cine este de acord, mâna sus. Supunem la vot și proiectul de hotărâre pentru tematica la ordine de zi. Așa. Cine este pentru? Cineva împotrivă, nu-i nimic. Dăm cuvântul domnului primar să ne prezinte primul punct pe ordinea de zi. Referat de aprobare, motivarea proiectului referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu pe trimestrul 4 anul 2019. Doamne și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbateri dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 cu suma totală de 398,50.000 lei și are ca motivație generală mișcarea unor sume de la un subcapitol la altul în cadrul acelorași secțiuni bugetare, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, în cadrul structurii de funcționare. Astfel a fost luată suma de 25.000 lei de la asigurări și asistență socială, ajutoare sociale numerar, care a fost transferată la finanțarea protecției copilului pentru plata contribuției până la sfârșitul anului 2019 și pentru care nu mai aveam disponibil. De asemenea, s-a diminuat capitolul alte servicii în domeniul locuințelor cu suma de 50.000 lei, care rămăsese disponibile anul acesta și care am considerat a fi necesară pentru repartizarea autorității publice bunuri și servicii. 30.000 lei pentru plata unor cheltuieli necesare bunii desfășurării activității și funcționării instituției, precum și suma de 20.000 lei care a fost repartizată la capitolul drumuri și poduri pentru plata unor reparați la buldo excavatorul primăriei și achiziționarea de pondorină pentru sezonul rece. În cadrul secțiunii de dezvoltare, la partea de venituri se constată o rectificare totală de 398,50 lei provenită din următoarele surse. Avansul primit de la AFIR pentru obiectivul dotare cămin cultural în satul Buciu în sumă de 152,50 lei și finanțarea de la PNDL pentru obiectivul extindere alimentare cu apă și canalizare în sumă de 246.000 lei. La partea de cheltuieli s-a repartizat întreaga sumă de 152,50 lei primită de la AFIR pentru obiectivul de investiție cămin cultural Buciu. Suma de 150.000 lei a fost repartizată pentru plată la obiectiv de investiție în înființare alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de purare în comuna Buciu. Suma de 110.000 lei a fost repartizată pentru obiectivul extindere rețea canalizare în comuna Buciu. Suma 36.000 lei a fost repartizată pentru obiectivul modernizare prin asfaltare drumuri locale în satele Bucium și Răcăuți pentru plata unor avize pentru autorizația de construcție. Suma 50.000 lei a fost diminuată de la actualizare PUC comunei Bucium, având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Domnule președinte, mulțumim. Doamna președintă de la Comisia de SOT, ce aveți să ne spuneți legătură cu acest punct? Mulțumesc. Comisia a studiat acest proiect privind rectificarea bugetului pe trimestrul 4 și a fost de acord. Da, mulțumim frumos. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt completat, cineva, un consilier, are ceva de spus, să ridice mâna. Dacă nu, supunem la tot. Cine este pentru? Mâna sus. Împotrivă, abține. Domnul primar?
Din Samara, ne prezentați punctul 2 de la ordinea de zi. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciilor publice de salubrizare și al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Doamne și domnilor consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrative teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente serviciului pe bază strategiei de dezvoltare a acesteia. Având în vedere adresa numărul 3823 din 28-10-2019, înregistrată la instituția noastră la numărul 4337 din 29-10-2019, prin care am fost informat despre necesitatea aprobării regulamentului serviciilor publice de salubrizare a unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea acestui regulament, precum și anexul la acesta. Anexe care cuprind indicatori de performanță cu penalități pentru activitatea de colectare și transport respectiv, operarea instalației deșeuri municipale în județul Bacău, precum și a cuantumului contravențelor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport respectiv, operarea instalației deșeuri municipale în județul Bacău. Temeiul legal pentru aprobarea regulamentului este justificat de ADIS, în conținutul adresei despre care am făcut vorbire și precizez că în calitate de reprezentant legal al OAT Buciu, am propus ca primarul să îndeplinească atribuțiile ce le revin OAT-ului în adunarea generală a asociațiilor. Având în vedere cele anterior menționate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciilor publice de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău, membre ADIS. Domnul președinte, mulțumim frumos. Doamna președinte de la Comisia de Resort, să ne spună. Acest proiect fiind necesar în comuna noastră, membrii de comisie au analizat proiectul și l-au avizat favorabil. Mulțumesc. Da, mulțumim frumos. Are cineva de spus ceva la acest punct? A adăugit ceva? Dacă nu, să punem la vot. Dacă nu nimeni. Da? Cine pentru, mâna sus, împotriva, abțineri, nimic. Domnul primar, vă rugăm să ne prezentați punctul 3 de la ordinea de zi. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramului statului de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu. Doamne și domnilor consilieri, motivat de definitivarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției contractuală de execuție vacantă de șofer transport microbus școlar elev, am inițiat proiectul de hotărâre prezentat prin care am propus următoarele. Ca în anexa 1, la poziția numărul 22, unde figura postul vacant de șofer, să se înscrie numele și prenumele persoane care a fost declarată admisă la concursul organizat în perioada 18-20 noiembrie 2019. Temeiul legal al inițierii este prevăzut de prevederea articolului 173 din legea 53/2003, codul muncii replicată cu modificări și completările ulterioare, prevederile articolului 11 și articolul 36 alineatul 3 din legea cadru privind salarizarea personalul plătit din fonduri publice, precum și ale articolului 129, alineatul 1, alineatul 2, litera A și alineatul 3, litera C, articolul 139 și articolul 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență numărul 57/2019, privind codul administrativ. Având în vedere necesitatea armonizării modificării impuse de cadrarea noii persoane angajate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Domnule președinte. Da, mulțumim frumos. Doamna președinte de la Comisia de Resort să ne spună punctul de vedere la acest. Membrii comisiei au analizat proiectul inițiat de către domnul primar și au avizat favorabil acest proiect. Mulțumesc. Mulțumesc și noi. Vine cineva cu completare? Are cineva ceva de spus? Dacă nu, să o punem la vot. Dacă nu, aveți ceva? Dumneavoastră? Nu. Nu. Atunci să o punem la vot. Cine este pentru, mâna sus? Împotrivă, abține nimic. Domnul primar, aveți cuvântul pentru punctul 4. Referat de motivarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Buciu numărul 4 din 17/01/2019 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Buciu. Doamne și domnule consilier, ca urmare a unor modificări ce au survenit în activitatea uneia dintre persoane încadrate în funcția de șofer de microbusul școlar, în sensul că începând cu data de 4 octombrie 2019 și a încetat activitatea prin demisie, am fost nevoie să organizăm concurs pentru ocuparea acestui post de către o altă persoană. Vă aduc la cunoștință faptul că la acest concurs a prezentat o singură persoană, în persoana domnului Alexandru Daniel Ionel, care a mai desfășurat această activitate în instituția noastră, iar în urma procedurii acesta a fost declarat admis.
Față de această situație, în conformitate cu prevederea articolului 11 din legea numărul 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, am venit cu propunerea de stabilire a cuantumului brut al salariului de bază pentru funcția contractuală de șofer și armonizarea situației înscrisă în actuala hotărâre cu situația de fapt extinsă de la 28/11/2019. Astfel, la numărul curent 4 din tabelul cu salariul de bază brute pentru funcțiile contractuale se va modifica coloana a 2, funcția contractuală din gradația a 5 în gradația a 2. Coloana 3, coeficient din 130 în 140 și coloana 4, salariul de bază brut din 3.312 lei în 3.276 lei. Întrucât persoana care a ocupat postul va avea și alte atribuții, lucru pe buldor excavator, consider că este justificată mărirea coeficientului de la 1.30 la 1.40. Acestea sunt argumentele care stau la baza modificării hotărârii Consiliului Local numărul 4/2019 și vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Domnul președinte, mulțumim frumos. Doamna președintă, membrii comisiei au studiat acest proiect, au fost de acord. Da. Supunem la vot. Cineva are vreo completare privind punctul 4? Vine cineva cu vreo completare ceva? Avem ce, pentru că băiatul e foarte bun și util și dăm o... la această instituție. Da, este. Cine pentru mâna sus? Împotriva, abțineri, nu avem. Trecem la ultimul punct, care se numește 5, la capitolul diverse. La punctul 5, dacă aveți probleme de la locuitorii comunei, ducem, vă ascult, drag. Nu? Domn președinte? Nu, la această ocazie. Nimai de stat la Crăciun. Mulțumim frumos de participare. Și declarăm.